Pentru care mi-a plăcut foarte mult o spus al părintelui Sofronie de la Essex, în raport cu o mămică venită disperată, se spune că ea se tot roagă pentru băiatul ei și nu simte că se schimbă ceva în viața copilului și copilul în sine este tot agitat, bea mai mult, din ce în ce mai mult. Și părintele i-a zis, i-a spus, ia arată-mi ce-ai scris pe pomenic. Și ea scrisese pe pomenic doar numele băiatului ei. Ce-i cunoști pe ceilalți din grupul? Da, ce fii atent. Hai să-i trecem, că tu te rogi ca mamă doar pentru copilul tău, dar dacă te rogi ca mamă și pentru copilul celorlalte, poate și celelalte se roagă pentru copilul tău și una dintre ele poate e mai puternică la rugăciune. E și taina Sfântului Masu de a se face cu cât mai mulți preoți. Minim. Doi. Că nu știi cum percutează harisma una dintre ei.